Amin. Prorocul parcă se trezise. Visase oare, se rugase în mijloc unei văi întinse și acolo oase lângă oase. Suflase peste ele vântul și soarele le prea uscase, împrăștiate pe pământul, uscat erau, uscate oase. Fusese o știre odată, vitejul luptei sângeroase, învingătorii și învinși de olaltă, erau acum niște oase. În liniștea înfiorătoare pășea prin valea aceea omul, neînțelegând această lucrare și nici ce vrea să-i spună Domnul. Și un glas a răsunat deodată, înfiorându-l cu o întrebare: o fiu omului putea vor să-mi fie aceste oase oare? Dar ca să știi că eu sunt Domnul, tu prorocește-le învierea și zi așa vorbește Domnul, cel care are cuvântul și puterea. Voi oase, ascultați la mine, vă voi da Duh să vă renască și vă voi țese iarăși vine și carnea iarăși o să crească. Vă voi da piele și suflare și veți învinge morții somnul. Veți învia, veți sta în picioare și atunci veți ști că eu sunt Domnul. Porni un vuiet prima oară și cu mișcare nefirească și oasele se alăturară și prinse carnea să le crească. Și valea era plină toată de trupuri morte fără viață. Așa vorbește Domnul, iată, fiți vii și ridicați-vă îndată. Și dintr-o dată ce minune țâșniră, morți în picioare, stătură vii și drepți pe lume. Era o oaste foarte mare. Dar azi la noi s-a dus nădejdea de trezire. Suntem uscați ca niște oase, secat izvorul de iubire. Suntem doar niște amintiri frumoase al nopților de părtășie, a rugăciunii înlăcrimate, a revărsării bucuriei de a fi gustat din plinătate, a inimii ce sta să iasă din piept de atâta bucurie, de a fi a Domnului mireasă și de a-L aștepta pe mire. S-a dus nădejdea de înviere, mereu înfrânt cu fețe trase și storși de orice ce putere, suntem uscați ca niște oase. O, Doamne, Duh de mântuire, din cele patru vânturi vină și suflă vântul de trezire peste cei ce sunt ruină și adu plânsul pocăinței, puterea de a roșii uitată în genunchierea în umilință, mustrarea cugetului toată. Ne mustră multa libertate și viața fără de rușine și ochii ce privesc la toate că nu mai știm ce e rău sau bine. Ne-o iau cuvintele înainte că așa ușor uităm de tine și mâna deseori se întinde să ia ce nu-i se cuvine. Ne plac învățătorii care ne aduc învățături plăcute, ne dau nădejdi înșelătoare și îi urmăm pe întrecute. Îndură-te de cei din urmă, să nu ne pierde mântuirea, atât cât timpul nu se curmă și cât întârzie trezirea. În numele acelui care ne-a pregetat ca să plătească supremul preț răscumpărare pentru ființa omenească, trimite Duh de cercetare,